din această dimineață cu o cântare în care, la un moment dat, un verset spunea că ne bucurăm în Domnul Iisus Hristos pe deplin când vom ajunge, sau ceva de genul, când vom ajunge sus în ceruri. Eu aș zice că ar trebui să ne bucurăm de Domnul Iisus Hristos și aici, pe pământul acesta, pe deplin. Pentru că spunea cântarea că fericirea noastră e Hristos când vom ajunge sus în ceruri, dar fericirea noastră Hristos trebuie să fie și aici. Pentru că dacă Hristos nu-i fericirea noastră aici, nu știu cât de fericire o să fie acolo sus. Ar trebui ca viața noastră să corespundă în felul acesta iubirii lui Dumnezeu. S-a citit și din Psalmul 18, la început fratele Sebi a citit. Știți, se spunea că Dumnezeu a ascultat pe David, pentru că spune în altă parte cuvântul lui Dumnezeu că David este om după inima lui Dumnezeu. Însă, dacă vă uitați în Psalmul 18, veți vedea că toate cuvintele pe care le-a folosit David la adresa lui Dumnezeu au fost niște cuvinte care îl înălțau pe Dumnezeu. Nu era niciun merit la David. Toate meritele erau la el. Și dacă vă uitați așa, numai să ne uităm câteva, spune așa că Domnul a tunat din ceruri, că Domnul a fost sprijinul meu, El m-a scos la loc larg, Domnul mi-a făcut, da, Tu mi-a prins lumina, cu Tine mă năpustesc, căile lui Dumnezeu, nu căile mele, zice David, căci cine este Dumnezeu ca acesta? Tu mă încingi cu putere, Tu lărgești drumul, Tu îmi dai scutul, El, adică Domnul, îmi deprinde mâinile. Deci toată rugăciunea lui și toată închinarea lui a fost îndreptată către Dumnezeu. El n-avea niciun merit în toată izbăvirea aceea. Cum nici noi n-avem niciun merit în mântuirea noastră. N-avem niciun merit că suntem în biserică, n-avem niciun merit că respirăm, n-avem niciun merit că trăim, n-avem niciun merit pentru sănătatea pe care o avem, n-avem niciun merit pentru familiile pe care le-a dat Dumnezeu, pentru copiii pe care îi avem, n-avem niciun merit, niciunul. N-avem niciun merit pentru serviciul pe care îl avem, n-avem niciun merit pentru banii pe care îi luăm, n-avem niciun merit pentru nimic din ce este și din ce avem noi. Pentru că, de fapt, Dumnezeu a făcut pentru noi totul. El merită totul până la urmă. Aș vrea, asta a fost așa ca o paranteză, aș vrea în această dimineață să citesc un cuvânt, câteva versete care se află în Evanghelia după Ioan la capitolul 21. Voi citi două versete, trei versete, începând cu versetul 19, Evanghelia după Ioan la capitolul 21. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, zice, a zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase de pieptul Domnului Iisus Hristos și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Vino după mine. Amin. Să știți că noi, și nu doar românii, dar în general oamenii, sunt niște ființe curioase. Suntem mânați de curiozitate și mai ales surorile noastre. Surorile noastre sunt foarte curioase cu privire la o mulțime de lucruri. Și bărbații sunt curioși, eu mă număr printre ei. Poate nu sunt așa, cum să spun, o curiozitate din aceasta exacerbată, cum de obicei se găsește la sexul feminin, dar curiozitatea ne cam mână în fiecare zi. Afli ceva, ești curios să afli mai multe. Ești curios să vezi ce se mai întâmplă, nu știu unde, ești curios când auzi despre cineva să vezi, bă, e chiar adevărat sau... Și curiozitatea aceasta ne mână pe fiecare dintre noi în fiecare zi. Întrebarea pe care a fost pus aici este de fapt un răspuns al Domnului Iisus Hristos la o altă întrebare a curiozității despre care vorbeam, pe care a adresat-o Petru cu privire la Ioan. Adică acesta este ucenicul care îl iubea Iisus, cum spune, mărturisea Ioan în Evanghelia după Ioan despre el însuși, dar în smerenia lui n-a spus că eu am zis
că îl iubeam pe Iisus, a spus ucenicul pe care îl iubea Iisus, adică el. Doamne, dar cu acesta ce va fi? Întrebase un alt ucenic. Știți, de multe ori noi nu prea trăim într-o societate căreia nu-i pasă de nimic. Sunt oameni egoiști, sunt oameni care aleargă după plăcerile lor, sunt oameni cărora nu le pasă că moare unul lângă el. Îmi povestea fratele Titi despre ce s-a întâmplat cu sora lui pe la spital, că a stat acolo mult și bine, nimănui nu i-a păsat. Trăim într-o vreme și într-o societate pe care nu interesează de binele tău, de mersul tău, de faptul că oamenii mor lângă ei, de faptul că nu le pasă. Trece unul cu mașina, dă peste tine, sunt alții care trec mai departe și nu le pasă, cam pilda samariteanului. Sunt probleme, uneori încerci să spui din problemele tale altora, dar oamenii aceia îi vezi pe ei că nu le pasă. Trăim într-o societate căreia nu-i pasă. Însă există și posibilitatea aceasta ca anumiți oameni, anumitor grupuri de succes să le pese de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și să le pese de anumiți oameni. Și unui creștin întotdeauna trebuie să-i pese. Unui creștin întotdeauna trebuie să-i pese ce se întâmplă cu fratele lui, cu sora lui, cu biserica, cu... o să vedem. Contextul acesta în care am citit cuvintele acestea, după înviere pe malul Tiberiadei, acolo mai devreme a avut loc reabilitarea publică a lui Petru. Și așa cum vă spuneam, creștinul fiind oameni care trebuie să le pese de foarte multe lucruri și să asume responsabilități încredințate de Dumnezeu, să mai dau un exemplu, ca părinți, dacă vreți, trebuie să ne pese de copiii noștri, da? Și de creșterea și de educația lor. Ca soți trebuie să ne pese unii de alții, de soția noastră, de soțul nostru. Pentru că Dumnezeu ne-a dat aceste responsabilități, ca slujitori în trupul lui Hristos. Trebuie să ne pese de turma încredințată de Domnul Iisus Hristos. În Ioan 21, versetele 15, nu mai citim acum, că îi spune Domnul Iisus Hristos, Simone, fiul lui Ioana, mă iubești mai mult decât acestea? Și spune, paște oițele mele. Apoi, ca mădulare în trupul lui Hristos, ca biserică, trebuie să ne pese unii de alții și să simțim unii cu alții. La biserică trebuie să ne pese de cei nemântuiți din, ca biserică, dacă vreți, de cei nemântuiți din jurul nostru și să le ducem Evanghelia, ceea ce, dați-mi voie să vă spun că rar am mai auzit să se facă evanghelizări. Nu vorbesc la biserica creștină după Evanghelia asta sau la alte biserici, pentecostală, baptistă, rar se mai fac evanghelizări. De ce? Nu cumva a ajuns biserica sau, dacă vreți, oamenii care formează o biserică au ajuns să nu le mai pese de ceilalți. De ce atâta lipsă de dorință de a-i atrage pe oameni la Hristos? De ce atâta lipsă de dorință de a împărtăși Evanghelia? Ca cetățeni, trebuie să ne pese de problemele societății și de problemele țării în care trăim. Deci să nu ziceți că spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat că întrucât de binele țării atârnă și binele vostru. Deci trebuie să ne pese, nu ziceți că nu. Eu nu mă duc la vot că mie nu-mi pasă. Nu este o atitudine corectă. Și totuși, există anumite situații când interesul nostru, ne spune Dumnezeu, interesul nostru este mai mult o curiozitate care nu-i de valoare înaintea lui Dumnezeu. Și care nu se justifică în fața lui Dumnezeu. Așa cum era și cazul lui Petru din textul nostru. Că spune Domnul Iisus Hristos, și ce-ți pasă ție dacă vreau să-L țin? Tu? Du-te, tu vină după mine. Tu vină după mine. În primul rând, aș vrea să vă zic în această dimineață, așa, ce-ți pasă ție de planul lui Dumnezeu cu alții? Tu acceptă planul lui Dumnezeu cu tine. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, tu vină după mine, i-a spus Domnul lui Petru. Grija lui Petru pentru Ioan nu se justifică în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul și era planul lui cu fiecare dintre noi. El știe ce face mâine, El ne încearcă să ne călăuzească și noi trebuie să ascultăm, are planul lui cu fiecare dintre noi. Aceeași problemă este valabilă în ceea ce privește darurile pe care le dă Dumnezeu oamenilor. Poate că unei surori a dat darul să facă nu știu ce prăjituri bune și ne place să le mâncăm. Dar poate a dat în biserică daruri, la unii a dat
să învețe pe alții. La unii a dat darul rugăciunii, se roagă deosebit față de noi ceilalți. La unii Dumnezeu este treaba stăpânului ce fel de daruri, cu ce fel de daruri ne echipează pe fiecare dintre noi. Și unde vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi, că de multe ori se gândesc unii în biserică și zic, bă, ce bine ar fi fost dacă eram în biserica aia mare de 1000 de locuri. Dar din păcate tu ești în biserica asta de câțiva aici. Dar știe Dumnezeu de ce te-a lăsat aici. Știe Dumnezeu de ce te-a lăsat aici. Dar noi, ca oameni, nu ne place să ne responsabilizăm. Pentru că dacă am luat fiecare dintre noi atitudine, nu contează în frunte și cu cei care vorbesc și cu cei care stau în bancă, fiecare dintre noi, bă, am venit la biserică, vin și duminică seara tot așa la biserică, e responsabilitatea mea față de Dumnezeu, este atitudinea mea. Spune în psalmul acela pe care s-a citit în psalmul 18, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Și spunea Adi că ar fi bine să nu fie doar vorbe. Și să vorbim înainte să iubim cu adevărat, că un om care iubește din inimă, vă garantez și asta, eu nu știu cine vine și nu vine seara la biserică, dar un om care iubește pe Hristos, vă garantez că vine și seara la biserică. N-are rost să discutăm altceva. Un om care iubește cu adevărat pe Hristos, un om care a făcut un scop din Domnul Iisus Hristos, că sunt excepții, te simți rău, da, asta Dumnezeu știe cel mai bine. Dar când noi preferăm, bă, de ce? Să mă duc la biserică sau să nu mă duc? Păi ce am de făcut? Să mă uit la meci? No, stau acasă. Să mă duc la biserică sau să nu? Păi ce am de făcut? Păi e calm, mai ies eu acum pe drum, stau acasă. Dați-mi voi să spun, asta nu e iubire față de Hristos, asta e iubire față de noi. Asta e iubire față de noi. Mai bine nu acasă. Un om care iubește din inimă pe Dumnezeu, nu concepe altceva. Nu concepe altceva. Nu suntem chemați să ne judecăm pe noi înșine ce fel de daruri a dat Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Dar la fiecare a pus Dumnezeu ceva. Nu știi ce dar ți-a dat? Roagă-te la Dumnezeu să-ți descopere ce a pus în tine și Dumnezeu îți va descoperi. Nu suntem chemați nici să contestăm ceea ce face Dumnezeu cu alți oameni. Pentru că să știți că, din păcate, ne cam place să ne ocupăm de alții. Ăștia suntem noi oamenii. Ne ocupăm mai mult de alții decât de noi. Este așa. Trebuie să recunoaștem, domne, auzim, bă, se întâmplă nu știu ce cu cineva, imediat ne preocupă, bă, dar ăla, păi nu știam eu, păi noi știm mai bine, întotdeauna știm mai bine decât alții. Noi știm mai bine ce-i cu ăla, noi știm mai bine de ce a căzut omul ăla, noi știm mai bine unde-i problema, noi știm mai bine care-i vina, dar la noi nu prea știm cu privire la viața noastră. Treaba noastră, spune Domnul, este să acceptăm planul lui Dumnezeu, să acceptăm planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și să ne împlinim fiecare cu, dacă vreți, cu responsabilitate, slujba pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Pentru că vă garantez că nu vă e totuna dacă vin aici și n-am pregătit nimic. Și nu știu ce să vă spun. Nu știu, ascultați și vă uitați ca la televizor, vă gândiți la altceva. Nu-i totuna dacă vin la biserică și vreau să cânt, dar eu nu am darul să cânt, dom'le, dar eu țin să cânt cântarea aia, că na. Suntem și mai puțin, pentru că orice slujbă în casa aceasta, în biserica lui Dumnezeu, se face pentru gloria lui Dumnezeu și eu nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu să aduc o slujbă care nu-i dreaptă, corectă, curată și sfântă și să fie primită înaintea lui Dumnezeu. Degeaba, păi e voință, dar nu e, n-ai cu ce. Păi n-ai cu ce, pentru că poate nu-i treaba ta să faci asta. Nu-i treaba ta să faci asta. Spune Domnul, tu vino după mine. Scopul tău e să crești înaintea lui Dumnezeu, să vii după Dumnezeu, să îl iubești pe Dumnezeu, iar dragostea ta pentru Dumnezeu, dragostea ta pentru, să știți că ceea ce v-am zis cu mersul la biserică seara mi se aplică în primul rând mie, că de multe ori am stat acasă spre rușinea mea și poate, ok, am ascultat o slujbă live, dar nu contează, că nu ești în biserică. Important e să fii în biserică. Important e să fii în biserică. Ce, cât ne-a dat Dumnezeu nouă și ce puțin îi dăm noi lui Dumnezeu. Asta e realitatea. Asta e realitatea. Apoi, doi. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun în dimineața aceasta. Ce-ți pasă ție de modul în care Dumnezeu oferă mântuirea Lui? Tu bucură-te de mântuirea primită și prețuiește-o. Ce-ți pasă ție de felul în care Dumnezeu, de modul în care Dumnezeu oferă mântuirea Lui? Tu bucură-te de mântuirea pe care ți-a dat-o ție și prețuiește mântuirea aceasta. Prețuiește mântuirea aceasta. În Matei 20, de la versetul 1 la 16, n-o să mai citim acum, Domnul Iisus Hristos spune o pildă, pilda lucrătorilor viei, că
În pilda aceasta, stăpânul i-a tocmit pe niște oameni să lucreze în via sa. Observați, și vreau să fac o paranteză aici. I-a tocmit pe oameni să lucreze în via sa. Nu să stea degeaba. În momentul în care Dumnezeu îți dă har, în momentul în care Dumnezeu te mântuiește, în momentul în care Dumnezeu are un plan cu tine, Dumnezeu nu te pune să stai acasă liniștit în fotoliu și să-ți vezi de treaba ta că e mai comod. Dumnezeu vrea să faci ceva cu ce ți-a dat El. Dumnezeu vrea să faci ceva cu talentul de la El. Dumnezeu vrea să faci ceva. Ok, le spui oamenilor, le mărturisești cuvântul tău. Poate că nu toți o să primească. Nu-i nimic, dar tu fă-ți treaba. Că Dumnezeu apreciază oamenii care își fac treaba. Dumnezeu ți-a dat să faci ceva. Nu ți-a dat că nu ești în concediu în casa lui Dumnezeu. Trebuie să faci ceva și toată lumea, mulți oameni confundă. Domnule, eu trebuie să fac ceva în biserică. Poate că trebuie să faci ceva și în biserică. Dar cel mai mult noi vorbim afară din biserică. Că aici ne vorbim nouă. Dar cel mai mult vorbim afară. Hainele noastre vorbesc afară. Cuvântul nostru vorbește afară. Pentru că spune cuvântul că vorbirea ta să fie da, da și nu, nu. Atitudinea noastră vorbește afară. Plângerile noastre vorbesc afară, dacă vreți. Toate lucrurile vorbesc afară. Dar noi lucrăm, să știți, noi lucrăm în împărăția lui Dumnezeu și când plecăm pe ușa aceasta. Mai ales atunci. Mai ales atunci. Și spune cuvântul că i-a tocmit stăpânul pe oamenii aceștia și oferta a fost generoasă pentru fiecare om. Să zicem că, bă, veniți în via mea, vă dau 100 de lei. Așa a spus Domnul. Suta aceasta de lei a mântuirii, dacă vreți. La sfârșitul zilei, spune cuvântul lui Dumnezeu, când stăpânul le-a împărțit plata, unii au început să nu le convină și să facă socoteala și să cârtească, să murmure, judecându-l pe stăpân pentru modul în care acesta a procedat, împărțind acea sumă tuturor. Adică dumneavoastră v-ar conveni să vă tocmească cineva, zice, bă, uite, vino acum, eu îți dau 1000 de lei dacă vii și lucrezi astăzi toată ziua la mine. Pua, vin. Și întocmește pe altul să lucreze la ora 4 după masa pentru 2 ore până la 6. De la 6 se termina ziua. Și lui ăla îi dă tot 1000 de lei. Și ăla n-a muncit decât 2 ore, poate și după ce a muncit așa mai puțin și după ce ai făcut tu. Și tu judeci și zici, bă, dar e corect ce face ăsta? Păi e corect că eu am muncit doar 2, el a muncit doar 2 ore, ia tot 1000 de lei și eu am muncit toată ziua și am luat tot 1000 de lei? Dar vă spun că e corect. Că e decizia, tu ai acceptat, a fost decizia lui. A fost decizia lui. Știți, stăpânul nu a făcut nicio nedreptate acolo. El le-a spus care e oferta. Tu ai acceptat-o. Acest lucru și pilda aceasta vorbește cel mai mult despre harul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu la unii ne-a iertat atât, la alții ne-a iertat atât și la alții ne-a iertat o veșnicie. Este harul lui Dumnezeu. Pentru că mântuirea nu este prin meritele noastre. Mântuirea este prin har, nu prin fapte, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu se laude nimeni. Pentru că Domnul iartă pe orice păcătos. El are har pentru oricine, pentru oricine. Nici unul dintre noi, așa cum vă spuneam, nu merităm și nu meritam harul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, dar El ne-a acceptat pe fiecare dintre noi, că nu eram bun de cer. Nici unul nu eram bun de cer. Haideți să fim serioși. De aceea trebuie să prețuim darul pe care ne l-a făcut Dumnezeu. Și cum îl prețuim? Cum îl prețuim? În primul rând îl prețuim venind la biserică. În al doilea rând îl prețuim rugându-ne. În al treilea rând îl prețuim având o atitudine corectă față de ceilalți de lângă noi și față de ceilalți oameni. Îl prețuim pe Dumnezeu implicându-ne. Așa prețuim darul Dumnezeu. Am mai face încă 100 de predici numai din asta, dacă vreți, în această dimineață. Trebuie să prețuim darul lui Dumnezeu. Apoi, al treilea lucru, și apropo, prețuim darul lui Dumnezeu și să iubim și pe ceilalți. Să le spunem și celorlalți de Evanghelie, important asta. Al treilea lucru, ce-ți pasă ție de darul lui Dumnezeu privind, de orarul lui Dumnezeu, mă scuzați, privind viitorul? Tu împlinește-ți misiunea ta pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Și aici
Mi-aduc aminte în 2019, când a apărut COVID-ul, toată lumea preocupată că ce se întâmplă, că vine Domnul, că suntem aproape. Da, suntem aproape 100%. Toți eram mai parcă mai atașați de cuvântul lui Dumnezeu, de rugăciune, de închinare. Pentru că oamenii erau preocupați de un lucru care a venit peste ei și dintr-o dată și pe neașteptate. Și eram preocupați de viitor. O mulțime de predici s-au făcut, că ce urmează să se întâmple, ce... În Fapte, la capitolul 1, cu versetele 6-8, avem un dialog între Domnul Iisus și apostolii lui cu privire la programul de viitor al Împărăției lui Dumnezeu. Și din nou avem o întrebare acolo a curiozității din partea ucenicilor cu privire la vremea în care va reașeza Dumnezeu Împărăția lui Israel, la versetul 6. Răspunsul Domnului atunci este foarte clar și general valabil pentru toți curioșii. Haideți să o să afișez Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 6. Să citim de acolo ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsul și pentru vremea lor era valabil și pentru vremea noastră este la fel de valabil. Zice așa, că nu este treaba voastră să știți vremurile și soracele. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, zice Domnul Iisus Hristos. Nu este treaba voastră să știți vremurile și soracele. Dar la spune la un moment dat Domnul Iisus Hristos, zice, voi când vedeți că apune soarele, știți că mâine va fi soare. Trebuie să știți, dacă vreți, circumstanțele în care va veni Domnul. Dar vremea, oricum nu o să știți. Va veni curând, asta e clar. Dar nu o să știți nici ziua, degeaba se fac calcule, pentru că spune Domnul clar că în ziua în care nu vă veți aștepta, oameni buni, vă așteptați să vină mâine? Nu prea vă așteptați. S-ar putea să vină atunci. În ziua în care nu vă veți aștepta, va veni Domnul. Ne obișnuim și este o situație pe care am observat-o. În general am observat-o la mine și am observat-o fără gând de judecată și la alți oameni creștini. Este o situație în care ne-am cam obișnuit și cu biserica, și cu lucrurile, și cu predica, și cu programul, și cu toate celelalte și începem să nu mai avem flacăra aia care să ardă în noi după Dumnezeu. Și încet, încet începem și nu ne mai așteptăm. Că spune cuvântul lui Dumnezeu că fecioarele au adormit și unele fecioare au adormit cu credință în inimă, iar altele n-au adormit cu credință în inimă, adică cu ulei. Și când au vrut să-și ia credință, n-au mai avut de unde, că s-a terminat. Pentru că așa spune Biblia, că Dumnezeu e consecvent. În inima unii cred că e vorba de Duhul Sfânt. Nu-i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e reprezentat prin foc. Aici e vorba de un delemn, este credința în Biblie. Și în momentul când spune că a adormit fără să aibă un delemn îndeajuns, ce au făcut? S-au dus să caute și n-au mai găsit, că a fost prea târziu. Noi începem să adormim. Poate că unii adorm în credință. Și va suna trâmbița când nu ne vom aștepta și Dumnezeu ne va lua la cer. Slăviți să fie Domnul și Domnul să ne ajute ca pe toți să ne ia la cer. Dar este un semnal de alarmă. Cum este credința mea? Păi credința mea se vede din faptele tale, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Păi faptele mele care sunt? Păi nu, mă duc la biserică din joi în Paști. Păi faptele mele care sunt? Spun despre Hristos oamenilor din jur din joi în Paști. Păi astea sunt faptele mele de credință. Ce-ți pasă ție de orarul lui Dumnezeu cu privire la viitor? Împlinește-ți misiunea dată de El. Nu este treaba noastră, să vedeți care e treaba noastră. Nu trebuie să facem un scop din problemele acestea, când va veni Domnul, anul în care va veni Domnul, etc. Noi avem o altă treabă de făcut mult mai importantă în economia lui Dumnezeu și anume, împuterniciți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să fim martori al lui Hristos ducând Evanghelia celor pierduți. Să le spunem oamenilor despre Dumnezeu. Să nu avem gura pecetuită. Nu zice nimic. Tăcem. Trebuie să mărturisim. Trebuie să le spunem și să ne rugăm înainte pentru că Dumnezeu oferă oportunități. Și ultimul lucru pe care vreau să vi spun în această dimineață. O altă, dacă vreți, întrebare, pentru că dacă e vremea întrebărilor. Ce-ți pasă ție de nepăsarea unora cu privire la mântuire? Tu acceptă invitația și primește mântuirea chiar acum. Că i-am spus unei femei de la noi, de la serviciu, femeie de serviciu de Dumnezeu și era de acord cu mine, perfect. Bă, femeia asta, zice, asta se pocăiește. Peste o săptămână s-a răcit cuvântul lui Dumnezeu. I-a mai spus, iară, că așa e, că ai dreptate, că
Iară s-a răcit, am auzit-o înjurând acum câteva zile. Dar până la urmă, eu mi-am făcut treaba. Până la urmă m-a rugat. E numai treaba mea. Ce-ți pasă ție cu privire la nepăsarea unora față de cuvântul lui Dumnezeu? Ce-ți pasă? Tu acceptă invitația și mântuirea chiar acum. Chiar acum. Pentru că astăzi este ziua mântuirii. În Luca 13, versetele 23 până la 30, acolo e o invitație și o atenționare a Domnului Iisus Hristos cu privire la mântuire. Versetul 24 spune: nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Dar știți ce e interesant? Uitați-vă la primul cuvânt. Nevoiți-vă. Oare de ce ne spune Dumnezeu nevoiți-vă? Putea să spună intrați pe ușa cea strâmtă. Știți de ce? Pentru că e greu să intri pe ușa cea strâmtă. Și să nu credeți că e greu pentru ăștia din afară. E greu mai ales pentru noi, că mântuirea, spunea Apostolul Pavel, că trebuie să o ducem până la cap. Trebuie să tot intrăm mereu în fiecare zi pe ușa aceasta. Să tot intrăm mereu. Și spune cuvântul nevoiți-vă. Pentru că vine lumea din jur și te acaparează. Vin ispitele și te acaparează. Vin lucrurile din jur și te acaparează. Vin telefoanele și ne acaparează. Vin tot felul de vești și ne acaparează. Știri. Ne confruntăm cu un bombardament la adresa psihicului nostru, dacă vreți. În lumea aceasta în care trăim acum. Și ne acaparează toate și nu prea mai avem dorința aceea de a intra pe poarta cea strâmtă. După cum vedeți că nu-i mai dorința aceea să stai atâta împărtășie cu Dumnezeu. După cum vedeți că nu mai dorința aceea să postești, nu mai dorința aceea să te rogi, nu mai dorința aceea. Lucrurile te acaparează și e greu să intri pe poarta cea strâmtă. Poate trebuie să facem o poartă strâmtă în biserică, să intrăm, să ne aplicăm, să ne târâm un pic prin ea. E greu să intri pe poarta aceea, să vedeți ce greu e. Pentru că nu e ușor, pentru că în momentul când intri pe poarta și te nevoiești să intri, te obligi dacă vrei să intri, sau nu știu cum să vă mai spun, păi în momentul acela intri șifonat pe poarta aceea, dar intri. Dar intri. În momentul acela mai primești și cât un cot, mai primești și cât un bobârnac, mai primești și cât o încercare, mai primești și cât o problemă în momentul acela, pentru că asta înseamnă să te nevoiești. Ăștia nu se nevoiește nimeni. E poarta largă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Intri pe poarta largă, ai loc să te duci unde vrei, pe poarta largă. Dar aici, pe calea lui Dumnezeu, dacă vreți, pe calea cea strântă. Pe calea cea strântă nu e ușor să lupți împotriva curentului. Ia notați dumneavoastră împotriva valurilor, puteți? Că nu puteți, că spuneau și ăștia că au murit nu știu câți pe la mare, că au fost încăpățânați. N-au putut să înoate împotriva curentului pentru că te bagă la fund. Dar dacă te lași dus de curent, ai simplu, te duci la fund și ai murit, din punct de vedere spiritual. Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Pentru că mulți vor căuta să intre. Și ce se întâmplă cu oamenii aceștia care vor căuta să intre? Au fost nepăsători când ușa a fost deschisă. Au fost nepăsători la predică, au fost nepăsători la rugăciune, au fost nepăsători la închinare, au fost nepăsători în mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu, au fost nepăsători față de prezența în biserică, au fost nepăsători că, domne, că doar duminica dimineață bifăm frec. Deci am așa, nu știu de ce, în ultimul timp, atâta, cumva și mie și pe mine m-a răscolit chestia asta, în toate bisericile, seara bate vântul în biserică. Seara bate vântul. Și știți cum exemplu trebuie să fii tu. Deci trebuie să mergem noi întâi și după aceea să meargă și ceilalți. Dar nu se poate să fii nepăsător față de împărăția lui Dumnezeu. Până la urmă am ajuns să cred că este un gând al meu, nu e adevărat neapărat. Dar pot să vi-l spun. Am ajuns să cred că credincioșii adevărați sunt cei care merg și sâmbăta, și duminica, și seara, și miercurea. Ăștia, restul, poate mai au de luptat. Am ajuns să cred chestia asta. Eu mă bucur că nu fac parte din biserica asta dintr-un singur punct de vedere, că nu știu care cum veniți. Dar am ajuns să cred. Am ajuns să cred și chestia asta. Pentru că nu îl iubim îndeajuns pe Dumnezeu. Și este un semnal, vreau să trag în numele Domnului Iisus Hristos. În primul rând pentru mine și apoi pentru voi. Un semnal de alarmă. Veniți la biserică. Veniți la biserică. Pentru că s-ar putea să-ți pui în inima ta dorința, bă, vin la biserică diseară. Și vii.
Și s-ar putea să vină duminica următoare și să slăbească dorința de a veni la biserică și seara. Și duminica alaltă să renunci și să nu mai fii deloc. Trebuie să ne disciplinăm pe calea lui Dumnezeu, să ne propunem să facem anumite lucruri, să le facem orice ar fi. Gândul meu, vorbirea mea să fie clară. Să fie clară. Oamenii aceștia au stat nepăsători când ușa a fost deschisă și au vrut să intre când era prea târziu, pentru că la Hristos Domnul, la un moment dat, e un prea târziu. E un prea târziu. La Evrei 2, cu versetele 2 și 3, avem acolo o altă atenționare cu privire la nepăsare. Pentru că nepăsarea nu este o soluție și nu oferă scăpare. Nu te uita la alții, ci primește darul mântuirii chiar acum. Dacă vreți, ok, bă, sunteți oameni care l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Propuneți-vă să schimbați ceva chiar acum, nu mâine, nu peste o săptămână, mai stau o săptămână așa. Astăzi este ziua în care putem să facem ceva. Astăzi este ziua aceea. Aș vrea să închei zicându-vă o întâmplare pe care mi-a trimis-o și mie Denisa pe telefon. Zice că cineva într-un magazin la o masă vede un înger și îl întreabă. Și zice, ce vinzi aici? Îl întreabă pe îngerul acela. La care îngerul zice, nimic, totul e gratis. Se uită în jur și cu curiozitate, că tot vorbeam de curiozitate, și vede sticle de încredere, pachete de speranță, ambalaje cu fericire și își face curaj și zice către înger, dă-mi te rog și mie multă iubire, toată iertarea, zice, vreau o sticlă de încredere, destulă fericire și salvare pentru prietenii mei. Asta vreau, zice. Îngerul îi pregătește un pachetel micuț. Atât era pachetelul. Cât să-i încapă în mână. Și întreabă, zice, doar atât? Zice, doar atât? La care îngerul zice așa, micul meu prieten, magazinul acesta nu vinde fructe, vinde semințe. Magazinul acesta nu vinde fructe, vinde semințe. Noi am vrea să vină totul dintr-o dată, știți? Dar lucrurile încep cu lucruri mici. Sămânța se seamănă și ea crește. Și noi trebuie să învățăm din toată creșterea aceasta. Ca să putem să avem rădăcini și să ținem pe calea lui Dumnezeu. Nu dintr-o dată, nu o să se poată dintr-o dată. Dacă tu acum ești un om care ai fost tot timpul superficial, nu o să poți dintr-o dată să fii de o profunzime fantastică. Dar trebuie să înveți să plantezi sămânța, să crești în fiecare zi. Dacă până acum poate ai fost un om care nu ți-a plăcut să stai de vorbă cu alții, nici la biserică, trebuie să începi să crești în fiecare zi, să crească sămânța aceea, cât un pic, cât un pic. Dacă până acum ai fost nepăsător față de mersul la biserică, poate nici duminica dimineața nu vii decât în joi în Paști. Dar acum este momentul să începi să crești în fiecare zi, pentru că asta dorește Dumnezeu. Ce-ți pasă ție de nepăsarea unora cu privire la mântuire? Primește invitația și acceptă-o chiar acum. Al doilea lucru. Ce-ți pasă de planul lui Dumnezeu sau orarul lui Dumnezeu cu privire la viitor? Împlinește-ți misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Spune-ți altora. Fă ceva pentru împărăția Lui. Ce-ți pasă ție de modul în care Dumnezeu oferă mântuirea? Bucură-te de ce ai și prețuiește ce ai. Și dovedește că prețuiești ce ai. Ce-ți pasă ție de planul lui Dumnezeu cu alți oameni? Acceptă unde te-a pus Dumnezeu, acceptă planul lui Dumnezeu cu tine. Asta vreau să învățăm în dimineața și asta. Că așa învățăm să ne pese cu adevărat de ceea ce contează. Și Domnul să ne binecuvânteze, Domnul să fie cu noi, să ne ajute să strângem cuva rândul vieții noastre, să ne ajute să facem ceva mai mult decât am făcut până acum. Poate că nu o să putem dintr-o dată, nu-i nimic, dar să ne luptăm lupta cea bună a credinței, cum spunea Apostolul. Și să mergem înainte. Domnul să fie cu noi și să vă binecuvânteze și pe voi și acasă. Amin.